Să vedem dacă prindem. Mamă, am prins perfect, ok. Am dus și hai să ne ducem și pe aici. Bam, 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 bam. Ne-am... Ok, deci aici o rampă, ne dăm peste cap. Ok, am amețit. Da, nu știu cum să controlez. Uitați cum se duce ăsta. Eu de ce nu pot? Am înțeles, trebuie să fac cu S. Mamă. Și astăzi jucăm Stumble Guys și suntem pe versiunea 0.44 beta și o să vă prezint noul update care o să apară luna aceasta pe Stumble Guys. Nu știu exact când apare. Și da, înainte de toate nu uitați să vă abonați, să dați un like și subscribe și lăsați acolo în comentarii dacă vă place acest update după ce ați văzut acest videoclip, ce părere aveți de noul update care o să apară. Și da, avem un skin nou. Și nu numai că e un skin nou, ci este bine fiindcă o să fie gratis. Deci acesta este skinul, Race Car Driver. Poate vă întrebați de ce există skinul acesta. Păi s-a băgat o nouă hartă care o să fie cu mașini de la Hot Wheels. Ne facem și noi un party custom. Și da, gen e mult mai bine acum. Și hai să căutăm mapa. Dăm aici la mapă și să vă arăt, dăm jos. Uite, aceasta este Hot Wheels Hustle. Este noua hartă cu mașini. Și înainte de toate, hai să deschidem și noi free spin-ul ăsta, că l-avem aici pe shop, să vedem ce skin ne pică, să ne picem și nouă ceva bun. Adică să sperăm că ne pică skin. Și ia, hai să vedem acum ce ne pică, ce ne pică, oare. Opa. Ăla cu bebelușul, e și ăla nou? Sincer că eu nu știu exact, nu l-am mai văzut. Și sunt de pe emulator acum. Și hai să vă arăt și vouă. Deci trebuie să intrați pe Magazin Play și să căutați Stumble Guys în felul următor. Să intrați aici, dați pe el, nu dați play sau install sau whatever ce aveți voi acolo, dați pe el aici. Și după cum puteți vedea, eu deja am versiunea beta, mi-apare aici că sunt tester beta pentru această aplicație. Și da, pot să văd următoarele update-uri, ce o să fie. Și să vă arăt acum cum va trebui să faceți și voi ca să intrați în ăsta de beta. Uitați aici, unde scrie ăsta, așa scrie la mine, bine, la voi nu scrie așa pentru că nu sunteți beta. Și da, trebuie să intrați pe aici unde scrie ceva de beta și să dați join și într-o, nu știu, în câteva minute sau ore, nu știu exact, o să vă accepte să fiți în beta și după puteți să testați jocul. Și cum am intrat eu mai devreme, am intrat în joc, da, dăm aici play înapoi, ați intrat în joc, aveți aici versiunea beta și va trebui să intrați la setări aici, dăm sus de tot. Și să vă locați aici cu contul vostru ca să nu vă pierdeți astea pe aici. Și da, hai să intrăm acum într-un match. Dăm aici party, facem custom game și clear all și las doar pe asta. Chiar sunt curios cum o să fie harta, interesantă harta. Și coborâm de aici. Asta, sărim de aici, coborâm așa. Bam, bam, bam. Ai, m-am lovit din prima. Merge cam greu pe emulator, sincer. Și da, s-ar putea să mai am lag și de astea. Se vede puțin. Și hai să vedem. Mamă, cum am prins asta. Dar nu l-am prins tocmai bine, dar l-am prins acum. Și am văzut o chestie aici că pot să mă duc așa. Ups, nu. Oi, mă. Vreau să încerc să fac. Pot să mă duc așa. O să mă duc așa și să ajung pe partea asta, în genul acesta. Și intrăm în asta și mamă, se controlează. Știu, parcă se controlează greu la mine. Ok, dar e interesant, dar parcă nu ia curbă cum ia la ăștia, de ce oare? Cum fac să iau și o curba ca ăștia? Că parcă ăștia se duc prea repede, eu parcă prea ușor ajung, prea greu, pardon. Ok, deci aici o rampă, ne dăm peste cap, ok, am amețit. Și, ups, s-a pus bariera, am trecut pe sub ea. Și da, uite, putem să și sărim cu mașina, oare noi putem să sărim cu mașina. Ok, și aici intrăm, aici în... dinți la ăștia și cam atât este cu harta. Aceasta este harta. E interesantă, dar nu știu, eu de ce nu pot să fac așa oare? Dar nu pot să intru aici din setter, na, nu pot să intru să văd. Nu știu care e treaba, eu de ce nu o pot mișca chiar așa repede să iau curba, adică merge foarte greu, nu știu de ce. Dar da, cam așa este harta, să-mi spuneți și voi ce părere aveți de acest nou update și dacă vă place harta aceasta. E o hartă interesantă, chiar e o hartă mișto și să sperăm că o să se bage cât mai multe hărți de genul. Așa interesante, cu diferite mecanisme. Ok, hai să intrăm în runda a doua. Ok, hai să trecem pe aici prin partea aceasta. Bam, bam. Oi, mă. Of, și ziceam că termin și-o din prima, dar na. Ce să și facem acum? Hai că așteptăm, hai, bam, bam, bam. Și hai să facem asta așa pe aici. Hai mă, mai repede, așa, bun, bravo. Hai să mergem pe verde acum. Mergem pe verde, le luăm pe toate la rând și
Hai să vedem, sunt primul. Da, nu știu cum să controlez. Uitați cum se duce ăsta. Eu de ce nu pot? Aaa! Am înțeles, trebuie să fac cu S. Mamă, ce fraier am fost. Deci cu S merg așa. Ok. Deci trebuie să apăs pe S. Bine, așa e pe calculator. Cine se joacă pe emulator sau pe calculator pe Steam, să știe treaba aceasta. Și da, hai să vedem. Mergem bun cu S așa. Hai să ajungem al doilea. Bam, 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 ne ducem repede pe aici și... Am ajuns? Da, am ajuns al doilea, perfect. Și hai să vedem. Acum e runda finală, de fapt, practic. Hai să vedem dacă o câștigăm. Hai să vedem ce facem și noi acum și... Ok, hai să sărim. Bam, bam, ne-am dus în față. Nu știu, ce stau așa feca boți? Ăștia sunt boți, nu? Bine, da, cred că boți sunt. De-aia am dat custom game și am intrat așa. Hai să vedem dacă prindem. Mamă, am prins perfect, ok. Și ne-am dus și hai să ne ducem și pe aici. Bam, 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 bam. Ne-am dus frumos și acum hai pe partea roz, pe partea roz, așa, bun. Și hai să vedem acum, deci cu S. Mamă, ce mișto e. Chiar e mișto. E mișto și că poți să sari și... De fapt, nu știu cu ce mă ajută săritul, dar probabil mă ajută cu ceva. Sincer, și săritul ăsta. Uitați, bam, 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 bam. Și trecem și pe aici, m-am luat curbă frumos. Mamă, ce mișto se duce. Calarariuri. Ups, dinții și... Am câștigat cursa, perfect. Am câștigat și meciul. E bine că am câștigat și meciul și da. Din câte am înțeles, harta aceasta o să fie doar la a doua tură. Nu cred că o să fie la final de tură și, sincer, ar fi mișto să fie la final de tură. Adică, spuneți-mi și mie dacă în a treia rundă ar fi mult mai bine să fie ca runda de final, adică cine ajunge primul. Îmi spuneți și voi dacă considerați lucrul acesta că ar fi mai bine. Și da, e bine că e totuși la 2, dar ar merge și la runda 3, sincer. Ok, deci putem să mai deschidem și noi ceva de pe aici sau... 5 gemuri, nu putem să facem nimic cu 5 gemuri. 044 beta, nu știu exact când se lansează, se lansează oricum luna aceasta. Și da, hai să vedem, să vedem, să sperăm că o să fie mișto. Nu uitați să vă abonați dacă vă place acest tip de conținut, dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, să dați un like și scrieți acolo în comentarii, după cum v-am spus, dacă vă place acest update și da. După cum ați putut vedea și la început de episod, v-am prezentat cum să faceți beta, dacă vreți și voi să jucați beta, intrați acolo pe Magazin Play și dați acolo la Stumble Guys, dați acolo de rulați în jos, unde găsiți secțiunea unde scrie ceva despre beta și aplicați acolo și așteptați să... Puteți intra în beta și după aceea o să jucați și voi în beta. Puteți să jucați și cu player normal dacă dați aici play. Adică sunt și player normal, nu numai cu bots. Și da, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, subscribe, pa, pa!